Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi aplicația Canva pentru a realiza o resursă video pentru proiectele voastre de la clasă. Un prim pas în folosirea aplicației este să vă creați un cont. Vă recomand să folosiți un cont de instituție, întrucât pe acest tip de cont puteți să faceți și descărcarea materialelor pe care le realizați aici. Observați că un cont de instituție înseamnă ceva de genul ABC, Around, deci nume de utilizator, Around, numele domeniului. În cazul meu, marian.crlic.164@școala-radovanu.ro. În cazul vostru, probabil o să fie un alt nume de utilizator, sigur, și un alt domeniu. Pasul următor, după ce v-ați creat cont și v-ați logat la platformă, este să folosiți opțiunea Creează un design. Aveți foarte multe opțiuni aici. Am spus că vom discuta despre cum realizez un material video. Deci am să aleg opțiunea Videoclip Educațional. Interfața cu care se deschide conține mai multe elemente. În partea de sus este titlul, care are ca implicit design fără titlu. Eu am să-i spun cum realizez un material video. I-am pus un titlu. Partea de sus aveți posibilitatea să schimbați fundalul paginii. Eu am să o las albă. Timpul implicit, cât durează pagina respectivă în timp, implicit de 5 secunde, puteți să-l măriți sau să îl micșorați. Oricum, dacă veți introduce un video aici, durata se va mări. După ce am setat aceste elemente la pagină, titlu și fundalul, merg la șabloane. Și mă gândesc cam ce șablon mi s-ar potrivi mie pentru pagina de început al materialului respectiv. Haideți să spunem educație. Și îmi deschide o grămadă de șabloane despre educație. O să folosesc un șablon de aici. Este irelevant ce șablon folosesc. Vedeți că absolut toate elementele din pagina respectivă, din șablonul respectiv, sunt editabile. O să scriu un titlu: cum realizez un material video. I-am pus un titlu. Dacă doresc să mai adaug alte elemente, merg pe meniul din partea stângă, unde alături de șabloane am elemente și pot să adaug orice element doresc de aici. Pot să încarc un conținut media din dispozitiv, o imagine, o siglă, un video sau pot să folosesc din ceea ce am deja încărcat. Text, pot să introduc text, am să introduc un text. Și o să spun aici, mai departe, fundaluri, dacă vreau să pun fundaluri deosebite. Dacă vreau să introduc elemente de pe Pixabay, dacă vreau să încorporez din YouTube, din Vimeo, din Spotify, Hertz, Google, sau o grămadă de platforme din care pot să încorporez materiale, dacă vreau să îmi încarc o siglă, deja eu am o siglă încărcată și am să o folosesc. Sunt o grămadă de platforme, de softuri care vă permit să vă creați propria siglă. Și am creat prima pagină. Observați că în partea de jos avem o bară
pe care o să aveți absolut toate paginile pe care voi le creați pe măsură ce le creați. Eu am să mai creez o pagină. În această pagină am să schimb culoarea fundalului și vreau să încarc aici un material video, că acest aspect ne interesează. O să merg la încărcări. Dacă materialul video l-am încărcat aici la videoclipuri, este ok. Dacă nu, merg și mi-l încarc din dispozitiv. Sau pot să încarc și un material audio. Dacă nu l-am aici, pot să-l încarc. Eu am să merg la videoclipuri. O să aleg un videoclip mai scurt, ca să-mi fie mai ușor de folosit. L-am selectat, vedeți că se introduce automat în pagină. Îl redimensionez la nivelul întregii pagini. Totodată pot să-l și trunchez, adică să scot din partea aceasta de interfață a materialului respectiv. Era și pornit, l-am oprit. Bun. Pot să-l răstorn, pot să-i dau diferite animații. Elementul cel mai important. Observați că materialul pe care eu l-am introdus are 1 minut și 35 de secunde și el apare pe bara de jos în întregime. Acest material poate fi editat așa cum dorim noi. Să spunem că doresc să îl redimensionez, pot efectiv să trag și îl redimensionează. Sau vreau să fac o scindare, adică să-l împart în două. Mă poziționez unde doresc să îl împart în două. Observați semnul de aici. Fac clic dreapta, când mi-apare această mână, și dau scindează pagina. În această situație, vedeți, s-a mai creat încă o pagină. Am pagina 2 și pagina 3, pentru că materialul meu a fost scindat în două părți. Între cele două părți, poate eu doresc să mai introduc o pagină sau o tranziție. O tranziție, efecte de tranziție. Dacă ați folosit PowerPoint-ul, știți. Eu am să las fără tranziție. Sau am să aduc aici încă o pagină. Am mai pus o pagină. În această pagină să presupunem că vreau să scriu ceva sau să introduc niște imagini. Am să aleg o culoare, am dat o culoare și merg la element. Și la elemente, aleg un element, să spunem că acest căluț. Îl redimensionez până aici, în partea de sus. Și vreau și un text. Adaug un subtitlu și aici o să scriu. Aici am scindat clipul video și am introdus o pagină nouă. Introdus o pagină nouă. Dacă doresc să văd ce avem până acum, mergem la început și dăm drumul. Aici încă nu are sonor, nu are sonor. Eu constat că nu are sonor și nu mă interesează acest material, pot să-l șterg. Trecem la pagina următoare pe care am introdus-o în materialul scindat. Trece în continuare la materialul video pe care l-am introdus anterior. O să mă Sunt Marian și depărtez. în acest tutorial am să vă propun. Constat că o bucată de aici nu prea mă interesează. Vedeți? Iau și trag de ea. Și o micșorez clipul. Să spunem că nu mă interesează nici de la final o bucată. Iau și de aici și trag de clipul respectiv. Dacă doresc în continuare să mai introduc un material, merg, adaug o pagină. Ce vreau să pun? Vreau să pun un text. Mergem la text. Adaugă un antet și să spun pagină nouă. Nouă. Am pus o pagină nouă.
Ce vreau să pun în continuare? Păi în continuare vreau să mai pun încă un clip video. Merg la încărcări, îmi încarc din dispozitiv un clip sau pur și simplu iau de aici din ceea ce este deja încărcat. O să iau tot la fel un clip mai scurt. Acesta de un minut nu are sonor acesta. Mergem la următorul. Un clip mai scurt, mai scurt, mai scurt. Unul de 1 minut și 45 de secunde. Observați că în momentul în care aici, am dat... Am să-l opresc. Vreau să-l scindez și pe acesta. Să spunem că până aici vreau să scindez. Scindez pagina. Vreau ca pagina următoare iar să fie scindată. Iar am scindat. Și vreau ca restul să fie șters. Fac click dreapta pe bucata ce doresc să se șteargă și dau șterge pagina. La final vreau să introduc o pagină de final. Am introdus și o pagină de final. Evident că și aceasta poate fi editată. Dacă pe materialul respectiv nu am înregistrare decât video fără sunet, pot să merg la încărcări, la audio și fie să mă înregistrez eu direct din aplicație pe materialul respectiv, fie să mi încarc propriul material audio pe care să mi-l atașez. Eu am să pun acest fișier, nu știu ce este în el. Acest ecran vă anunț. L-am previzualizat și mi l-a dus pe bară la final. Eu vreau să îl mut materialul acesta și să-l duc la început. Dar observ că el durează în timp mai mult decât avem nevoie, iau și îl strâng. Dacă vreau să introduc în continuare un alt material, o să iau un alt material și l-am introdus și pe acesta. Fac o probă. Acest ecran vă anunță că și în felul acesta observați că pot să sparg un fișier video, pot să-l scindez în câte doresc, pot să intercalez alte fișiere video sau alte pagini în fișierul respectiv, pot să introduc pe materialul video propriile elemente animate sau text sau imagini pentru a ne crea resursa așa cum ne dorim noi. Pasul următor, un pas foarte important, este să folosim opțiunea distribuie. Observați că nu am dat nicio salvare. Platforma salvează automat. De la distribuie avem mai multe opțiuni. În primul rând, pot să trec aici la adrese de mail și chiar am să fac acest lucru, Marian. Around.educred.ro. Pot să scriu și un mesaj. Bau. Trimite. În felul acesta eu am distribuit acest material cu această adresă de mail cu drept de editare. Deci respectivul poate să și editeze acest material. Trimite. Deci asta ar fi o opțiune. Dacă vreau să-l invit și în echipă, îl invit și în echipă. O a doua opțiune, distribuie, ca temă școlară, pot să-l duc direct în Google Classroom, pot să-l duc în Microsoft Teams, da? Dar pot să, lucru foarte important, să îl descarc în format MP4 în dispozitivul meu. Selectez toate paginile, pot să fac o salvare a anumitei selecții de pagini, nu la toate paginile, dar eu am să dau la toate paginile. Gata. Și după ce voi face descărcarea, materialul poate fi folosit ca fișier video MP4 fără a mai fi nevoie de platformă. Deci va fi un material independent de platformă. Descarcă, aștept să se facă descărcarea, cu cât firesc, cu cât materialul are mai multe clipuri, cu atât el se va descărca mai greu.
După ce s-a făcut descărcarea, o să-l căutați în download sau în folderul în care la voi se face descărcarea în calculator și puteți folosi materialul respectiv. Dragii mei, vă urez mult succes în folosirea acestui instrument din Canva și credeți-mă, platforma este minunată și este free. Cu drag, vă salută, Marian!